Bună dimineața! Acum 5 minute, acum câteva minute am venit. Nici nu mi-am băgat pe toate lansetele. Și uitați-mi la o frumusețe, uitați-mi la asta. Nu mi-a venit să cred când înainte să o bag pe a doua, lansetă, mi-a izbit-o de, mi-a sărit lansetă la sus. Dăm la bonduilu. Nu știu ce să zic, nu, niciodată nu mă sorpește că tare greutate, decât barat atâta. Un exemplar superb. Pentru așa ceva am venit și pentru niște carași mai îmbrăcați, mai mari. Să vedem dacă vă arăt. O să vă arăt și din direct. Să vedem cât e pești prind. Adineora mea izbită, dar o să vă arăt și, chiar dacă îl scap, să vă arăt și trăsături de răspărăria. Uitați așa ca și pentru așa ceva am venit. Pentru că ăsta e mic. Am luat din unul mult mai mare. Pentru așa ceva am venit. Am aruncat pe lângă numai, eu puteam să arunc. Da, nu e nicio problemă, luăm altă. A scăpat unul din ori foarte, o bucată frumoasă. Agață foarte mult. Deci în momentul în care le-am băgat, trebuie lăsate acolo, pentru că dacă schimb sau le trag în coa, agață. Scăpat undeva la 20 de metri, este un prag. Agață foarte tare. Lași foarte, foarte multe porfăcuri. Foarte multe. Lași multe fire, multe. În fine. Poate și din cauza asta am venit aici. Îmi place să pescuiți când stilul ăsta, gățături. Vom vedea ce mai prind. Mi-a dat-o de zboară bambine în sus. Un stil de și nu poți să-l scoți, am spus, agață. Să vedem, dacă plouă aici rămân. Asta mereu mă uit. Doamne să nu plouă. Dacă plouă, rămân. Vedem. Nu, poate nu mă credeți, o ploaie torențială. A pornit o ploaie torențială, până din ora am scos mașina pe partea cealaltă unde sunt pietre, cât de cât cu sunt pietre, am preferat să scot mașina prima dată pentru că nu ai nicio șansă dacă ploi aici. Am mai rămas odată și dacă mă rămân și acum. Așa, o să mă chinui, le strâng și așa după masă trebuie să mă duc la muncă, dar nu rămân cu ea. Nu am văzut, așa, mă uitam pe vreme. Nu arăta ploaie. În 10 minute nu vă spun cum este pe baltă. O vreme rece, o ploaie de toamnă, de primăvară, foarte legamace. Când a început să plouă, am luat în jur de 5-6 carași foarte frumos. O să viară la final. A scăpat și vreo 2, am pierdut foarte multe ațe. În agățături, dau cu tamburul blocat ca să pot să-l scot, altfel pleacă cu ea direct în agățături. În fine,
Să vedem ce mai fac. Am scos mașina. Asta e esențial. Ca să pot să plec și de aici, după masă, ducându-mă la muncă. Da, și dumneavoastră ploaie. Mai trebuie să înceapă și o furtună, o mică, un vânt, dar le tacăm-o complet. Uitați, pentru așa ceva am venit. Pentru așa ceva, pentru că l-aș asta. Să nu fiu înțeles greșit. Nu mă deranjează ploaia, Doamne ferește. Vă spun că a plouat ca un fapt divers. De câte ori mă duc la pește, parcă mă urmărește. Odată n-am, dar asta nu înseamnă decât vă spun atât. Am prins atâta ploi. Și... apa foarte rece, foarte, foarte rece. Zici că e martie. Dar asta nu are nicio importanță. Asta poate este frumusețea acestui hobby. Văd că nu se oprește. În fine, ați văzut carasul pentru așa ceva în venit. Două oase. Ce să te zic? Zic că... Nu mai zic. Am avut adineori două trăsături cu bambina lipită de băț. Am tras prânga. Nu este prima dată când pățesc așa ceva. Dau la pufarină, mă tot gândesc să nu fie novac. Având gura mare în momentul care a plecat cu ea, i-a dat drumul. Sau am tras prânga. Altfel este inexplicabil și v-am spus, nu este prima dată când face lucrul ăsta. Era sigur că este un caras mai răsuit, mai frumos, dar am tras plângă, pur și simplu. Așa înseamnă, am tras plângă. Am luat caras, este ora 10, mai stau 2 ore, trebuie să ajung și la muncă. Să vă arăt la final peștele prins, ca întotdeauna. Numai faptul că pescuiesc este o mare bucurie pentru mine. Vedem. O trăsătura din ori de
Uitați-vă ce cărășe. Vă da drumul, bineînțeles. Dacă era mai mare, dar am luat sub arată, am luat foarte mult pește, foarte mult caras. Am avut o serie. Și să vă arăt carasul, de-aia, după așa ceva am venit. Mai stau puțin. Este una la 11:30, v-am spus la 12. Trebuie să strâng, să plec la muncă. Sunt singur. Dacă nu dădeam în agățăturile alea, nu prindeam un pește. Am legat la ace, dar nicio problemă. Plăcerea de a pescui este enormă. Câteva ore de relaxare, atât. Altceva nu-mi trebuie. Păi mă, pot să mă duc la muncă. Vedem, poate mai vă arăt în cundrilul în direct. Da, să vă arăt. Tot la fel. Adineori. Acum un minut. Uitați. Cărășei. Dar nu luăm așa ceva. Am spus, o să vedeți dumneavoastră carasul pe care, după care am venit. Sunt micuți, lăsăm să crească. Nu știu dacă am spus, sunt pe... Sunt pe BGS. Foarte greu de pescuit. Dar frumos. Am venit după alt tip de pește. Să dau în altceva. Partida de astăzi s-a încheiat, este ora 12, trebuie să ajung acasă, mă spăl și trebuie să ajung la muncă, o să vă arăt peștele. Am o rugăminte, ați observat că răspund mai târziu la mesaje, dacă urmăriți filmul, v-am spus unde am dat, la ce am dat la puparină. Să vă arăt cantitatea de pește. Foarte greu să prinde, foarte mult caraz mărunt. Foarte mult caraz mărunt, dar nu am dat după așa ceva, m-am lucrat foarte mult. Puțin pescari, apa e scăzută. Vreau să vă arăt ce am putut să fac astăzi. Baltă e 70 de lei, am uitat să vă spun. Stați așa să vedem cum scot. O secundă că vă arăt imediat. Nu e nicio problemă. Dau drumul. Cantitate foarte, foarte frumoasă de pește. Nu îi mai dau, nu mai răstorn. În orice caz vă puteți da seama. Puteți da seama. Ce? Am venit. Pentru ce am venit? Uitați, pentru așa ceva. Pentru carasul ăsta. Pentru acest caras. Am luat. Așa ceva. Bun, caras. Greu, dar am legat la ce? Un ciortan. Asta nu mai e ciortan, dar așa-i zic. Să nu-mi trag acum, că așa se întâmplă mai mereu. Hai că ce voi. Cam asta ar fi partida pe ziua de astăzi. Care v-am spus.
Mă mai trebuie să-mi plecat. Am pește. Asta a fost tot pentru ziua de astăzi. Încă o dată vă cer scuze. Puteți să urmăriți tot filmul. M-a spus să-mi filmați la ce am dat, unde am dat, cât costă. Vă doresc fire întins, numai bine. Ne vedem mâine. Am uitat să vă arăt bonul. Vine cu casa de marcat. Acesta este bonul. Mi l-a dat 170 de lei pentru că nu plantez. Cu asta închic. Trebuie urgent să ajung la muncă. Numai bine.